Una dintre problemele des întâlnite la companiile care sunt la început de drum, dar nu numai, este estimarea și aprecierea incorectă a afacerii din punctul de vedere al cheltuielilor, al business planului și a tot ceea ce presupune practic resursele necesare. Acesta este un aspect extrem pentru că planificarea ajută antreprenorul, mai ales atunci când merge la bancă pentru finanțare, să facă proba înțelegerii business-ului și a anticipării exacte a nevoilor. Păi, o primă problemă e că nu mai pot angaja în part-time. Și trebuie, fiindcă trebuie să-și plătească, chiar dacă l-angajează în part-time, trebuie să-și plătească impozitele la nivel de full de 8 ore, nu? De full-time. Asta implică faptul că chiar dacă fac un contract de muncă cu cineva căruia îi stabilesc prin contract că îmi lucrează 4-5 ore între lună și îi dau, să zic, 3 milioane, trebuie să-i dau statului 645 de lei. Chiar dacă îi dau lui 1 milion, tot 645 de lei. Dacă, să zicem, închei contractul pe 8 milioane, inclusiv impozitele, lui dau 100 ceva de lei și statului 645 de lei. Deci partea aceasta este foarte... ne-a lovit foarte mult în problema part-time-ului. Mulți dintre ei au dat oamenii afară, alții au trecut la full-time și plătesc impozitele respective aferente salariului minim pe economie. Fiindcă știți că la 19 milioane salariul minim pe economie, 600 ceva, 700 de milioane sunt impozitele aferente angajatului care au trecut în sarcina lui. Asta ar fi o primă chestiune cu care ne-am confruntat și care normal că nu ne convine, dar asta este situația. Predictibilitatea fiscală și modificările contractului de muncă sunt printre cele mai stringente probleme cu care se confruntă antreprenorii din regiune. Este partea de predictibilitate, partea prin care noi spunem, domne, hotărâți odată care sunt impozitele și angajați-vă că măcar 5 ani de zile nu le modificați. Fiindcă firmele mai măricele, nu vorbesc de mici întreprinzători cu 1-2 angajați, de cei care au de la 40-50 de angajați în sus, nu pot să-și facă un plan pe anul viitor, pentru faptul că nu știu ce impozite și taxe vor plăti. Nu știu, neștiind acest lucru, nu poate să-și facă investițiile pe care și le-ar dori sau nu știu să-și facă planurile de afaceri, astfel încât să solicită la bănci creditele de care ar avea nevoie în cadrul investițiilor.